Și se întâmplă, are tot felul de alergii. Bă, și cu aia care au alergii non-stop? N-am nimic cu aia bolnavi, dar eu că sunt năzut. Aia care sunt alergici, mă, tot timpul au alergie. La ce? În primul rând, au alergici la praf. Adică la ce? La tot? Că nu, adică la praf. Ce înseamnă praf? Praf peste tot. Deci aproape că ei, nu, ei simt când stau în încăpere, li se irită căile respiratorii. Un cățel ce ai adus, nu? Ia-ți aia de la șterge veciul ăla, veciul, știi, care cu bă, că se înșarmă asta. Să s-o curesc praf. Ce e aia, mă? Se irită că simt așa un pic, deci mă înțeapă, deci pur și simplu simt în plămâni. Simt în plămâni. Păi dacă îți dau un pumn în plămâni, trebuie că mai simți să scop praful din ei. Nebunule, să te iau cu coboare să te bag la plămâni. Până scot, ce înseamnă, mă, că îl simt? El e foarte, bă, deci când era mic. Păi nu mai ești mic, ești doar pe mic. Nu ești mic acum, înțeles? Doar ești mic. Lăsați-ne, dracu, că ne-ați zăpăcit definitiv. Noi nu mai vrem, mă, să auzim de voi. Noi nu mai vrem, mă. Noi, femeile, nu mai vrem să auzim de voi. Noi vrem mai pe aia care, băi, eu vreau de la care trage pe masă praf, mă. Așa, pe masă. Să tragă linia de praf, efectiv, să n-ai vorbit. Să iasă ochii în orbite și să rezist. Aia, ăla-i bărbat. Să ia și la praf. E ceva în paste. Ce? Căcat, ce? Simt, e opus, cred că are lactoză. Înghitele oricum.